pătrat plus 2x plus 1 și minus 1 supra x pătrat minus 1, aduceți la formă mai simplă expresia asta. N-am făcut cu... N-ați făcut expresii de astea? Nu, cu... Cu fracții la anumitor? Adică cu x la anumitor sau... N-ați făcut cu astea? Raționalizăm. Raționalizăm. La radical zicem că raționalizăm, da? Da, dar totuși x pătrat plus 2x plus 1, ce recunoașteți voi? Este pătrată minus... X pătrat minus 2x plus 1. Ar veni... Cum a făcut mai bine? X minus 1 la... X minus 1 tot la a doua. Da. Deci egal de desubt cu... Hai să zicem egal mai departe cu... 1 supra... 1 supra X... Mai mare, mai mare. X minus 1 la a doua. Totul la a doua. Plus... Plus îndreptul unii de fracții. Plus unii de fracții. Da. 1... Unii X... X plus... 1 la 2. X plus 1, dar mai mare te-a rugat. Minus. Da. 1. 1. Aici vine... X plus 1. Pe lângă X minus 1. Așa este? X plus 1 pe lângă X minus 1. De unde știi asta? Ia fă! X plus 1 pe lângă X plus 1, mulțește și el două paranteze și dacă îți dă, e bine, dacă nu... Unde e X la a doua? Da, de unde e X la a doua? X? X da. La a doua. Da. Dar te-am rugat să scrii mai mare și nu vrei deloc. Nu vrei deloc. X plus 1 pe lângă X minus 1. Așa. X la a doua. Așa. Minus 1. De ce e minus 1? După minus 1. Acum să mulțești două paranteze, că eu nu știu. Ia și mulțește paranteze, așa să mă convingi. E o formule. Asta e. Ca să ajungi, da. E vorba de mulțirea parantezelor. X ori X la a doua plus ori minus minus. Minus. X. Ori 1 minus X. X. Da. Ar veni plus X. Așa. Plus ori minus. Minus 1. Ăsta se reduc. Da, că e 1 X. Se face? La 2 minus 1. Păi eu am vrut, vezi, tu făceai mecanic. Este o formulă. Dar cum, cine a ghicit formula aceea? Și asta ți-am cerut acum, să demonstrez că e corect. X plus 1. X plus 1. Mai este. Dacă mai avem un film, cred că mai este. Ceva mieri, ceva de care... 18 minute. Dacă ajungeți la... Dacă nu, rămânem la mere. În loc de miere. Ia să vedem, egal mai departe cu... Deocamdată nu v-ați ridicat la nivelul acela. Ia să vedem aici. Am mai putea face ceva? Se reduc. Dar ce operație este între fracțiile astea? Ia să vedem. Dacă v-aș da să faceți următorul lucru. 1 supra, cum aduceți voi, 1 supra 4 plus 1 supra 6 minus 1 supra 9 aici. Minus 1 supra 6. Ce se întâmplă cu... Numitorul comun facem. Numitorul comun? Da. Numitorul comun al 4, 6, 4, 9 și cu 6 este 36. 36.36 împărțit la 4 de 9 ori. 36 împărțit la 9 de 4 ori. 36 împărțit la 6 de 6 ori. 9 ori. 9 plus 4 plus 6. Egal. 36. 9 plus 4. 9. 13. Se simplifică prin 3.
simplifică prin... Nu știu. Pe 19 număr prim. Da? Ei bine, deci la asta, așa se întâmplă, da? Ia faceți, e de... de cât să zicem noi aici... X, de... trei. Ia să vedem dacă faceți e de 3. Deci locuiți pe X cu 3, da. E de 3 cât are venit? E de 3, este egal cu... E de 3 este egal cu 1. 1 supra. 1 supra. E de 3. Minus 1 la 2. Așa. Plus. Vine de fracție. 1. 3. Minus 1 supra 3 plus 1 pe 3 minus 1 și paranteza acolo. Și egal mai departe, hai să lucrăm cât face. E de X. E de 3. E de 3. Este egal cu? Este egal cu E de fracție. Da. Întorc cum este 1. Supra. Supra. 3 la 2, 9. 2, 3, 6. Uite, 6, da? Zic, zic, zic. 3, 6. 6 minus 2, 6. Minus 6. 3 minus 1, fac 2 la 2. Așa. Nu poți să spui deodată. 3 minus 1 fac 4 la 2. 3 minus 1, 2. 2 la 2, 4. Tu faci ca după binom. Ai înțeles ce facem, nu? N-ai ce face când e cu radicale, cu nu știu ce chestii, dar acum... 3 plus 4, 16. Așa. Minus. Minus. Aici vine 3 ori 3, 9. Plus. Minus. Dai, 3 minus 1 trebuie aici, nu? Da. Că, așa. 3 plus minus 1. 4. Care e egal cu 10. 9 minus 1 fac 10? 9 minus 1, 8. Și pe ce ai spus deodată 8? 4 ori... 4 ori 2? 8. 8. Sigur că da. Deci... Și acum cum facem mai departe? Numitorul comun. Numitorul comun. Hai. 6. 3. E de 3. E de 3. Numitorul comun este 6. Așa. Trebuie să zicem 4 de 4, 1, 5, 4, plus 1, minus 1, care e egal cu... De 4 plus 1, 5 minus 2, 5 minus 2 minus 3. 3. Suprașați, se simplifică prin... Bun. Poate n-ar fi fost interesant ca să aducem expresia asta la o formă mai simplă și să înlocuim pe 3 după ce făceam calculul. Că vezi ce s-a întâmplat aici. Când am înlocuit pe 3, ai avut aici 2 la 2, nu? Da. 2 la 2. Aici iarăși a fost la cât? 4 la a doua, da? Aici nu-i minus. 4 plus 1, 5 minus 2, doar 3. Da, păi de 3 a spus și el aici. Da, pe da, 4 da, și... Nu, e fără minus. Fără minus, pentru că... E, nu, ăștia cu plus. Plus 5 minus 2, din 5 dacă scazi 2, nu, rămân 3. Deci, eu mă gândesc așa, dacă ai ști să aduci la o formă mai simplă expresia, adică să aduci același numitor așa, în forma asta, cu chestia asta, atunci, care ar fi numitorul comun la astea toate? X plus 1. X plus 1 la a doua. X minus 1 la a doua. Că aici este X plus 1 și X minus 1, nu? Este încorporat. Deci, dacă ar fi să aducem la o formă mai simplă, și pe urmă să înlocuim pe X cu cât cu 2, cu 3, cu cât vrei tu, am găsit răspunsul direct, fără să mai aducem de fiecare dată
la numitor. Deci o finalizăm pe ea. Da? Deci, care e numitorul comun, am spus aici? Dintre x-1 la a doua și x-1, luăm pe cea cu puterea mai mare. X-1 la a doua. Așa. Între x plus 1 la a doua și x plus 1, deci numitorul comun, pune-l așa, este x-1 la a doua pângă x. Așa, așa. X-1 la a doua, ca să înțeleagă toată lumea. La a doua, pe lângă x plus 1 la a doua. Pe lângă x plus 1 la a doua. Da. Și acum, egal cu, spunem egal, pune linia de fracție lungă, pune numitorul comun. Numitorul comun e x. Minus 1 la a doua, pe lângă x plus 1 la a doua. Pe prima cu cât s-o amplifici? Prima? Bun. Păi uite-te atent, dacă ăsta este numitorul, ăstea doi înmulțiți și tu ăla ai pe ăsta, cu cât, cât ar trebui să înmulțești? Cât ar trebui să amplifici? X plus 1 la 2. X plus 1 la 2. Deci acum amplifici cu X plus 1 la 2. La a 2. Din coace, cu cât să amplifici? Aici amplifică cu... X minus 1 la a doua. Așa că este în plus. Și aici vine cu X. Vine toată aici. Nu X. Chiar toată, că este câte, o, câte una. Da. Atunci cât ar trebui? Vine minus 1 la... X, vezi, minus... X plus 1 este. E la a doua, dar una e, unul există la întâia. Și cât ar mai trebui ca să ajungi la a doua? Un X plus 1. X plus 1. Deci mai trebuie un X plus 1 ca X. Să facă la X plus 1 la 2. Și între X